De ce v-ați propus să, de ce candidați și la șefia OMF? Prezența în acest spațiu de management ca și lider a însemnat și înseamnă o preocupare pe care o am de mult timp. Primele lucruri pe care le-ați schimbat, să spunem. Sau, mă rog, primele lucruri pe care le-ați face. O concentrare a atenției pe fiecare compartiment, că discutăm de student, că discutăm de cadru didactic, că discutăm de medic și respectiv spital, că discutăm de management și spațiu administrativ. Deci, sistemul 4.0 este întâlnit peste tot în lume și asta înseamnă o compatibilizare cu acele universități, întrucât, așa cum se știe, găzduim student străin, fie pe o secție sau cealaltă, engleză-franceză, dar care, când se duce în spațiul său extern, în țara sa, înseamnă deja să vină cu un bagaj de cunoștințe foarte bine aplicate, așa cum în țară noi încercăm să-i dirijăm pe programe practice. Dar mai este școala de medicină românească, ceea ce se spunea despre ea acum 20-30 de ani, sau e, mă rog, aș un fel spune de că faimă? trebuie să fim foarte atenți la calibrarea spațiilor, la Pentru numărul că de știți, așa se studenți. Spunea întotdeauna că sistemul de învățământ din România produce olimpici și așa mai departe și am văzut dezastru care s-a întâmplat la testele PISA din nou. Adică nu cumva ne ținem într-o faimă pe care nu o mai avem? Spuneam că e foarte important să fim atenți la calibrarea spațiilor, la numărul de studenți pe care ni-l propunem în secțiile pe care le creiem, programele pe care le creiem, în sensul de a nu depăși posibilitățile de susținere a programelor respective, însemnând o resursă umană mai redusă ca număr și număr foarte mare de discipoli. În acest sens, atindem sau se duce către reducerea calității actului didactic. Asta înseamnă deja un semnal de alarmă și asta înseamnă mai departe, ori ne creăm aceste spații de lucru, sau reducem numărul de studenți care pot să se formeze în aceste spații. Sigur că acest lucru înseamnă deja și un bilanț financiar care trebuie făcut în acord cu interesul de dezvoltare a universității, dar și faptul că pe cei care îi formăm să fie vârfuri în exterior și invers, cei care pătrund în universitate, de asemenea, să fie dintre cei mai buni din străinătate, ca aici, mai departe, să poată fi dirijați pe ceea ce ne propunem ca standarde. Standardele trebuie să fie recunoscute peste tot în lume și să fie apreciate. Și atunci, cum vedeți o universitate modernă, să spunem? Sigur că cei patru pilieri sunt foarte importanți din managementul acesta 4.0, compatibil cu ce găsim în exterior. Trebuie absolut totul să devină digital, să realizăm o evaluare a lor cât mai precisă, pentru ca să nu existe nicio suspiciune a pregătirii pe care o dobândește și a cuantificării ei. Sigur că trebuie să fie dirijată către practică, către inserția lui pe piața muncii, deci colaborarea foarte strânsă cu instituțiile în care ei pot să vadă această practică și să o și realizeze acolo. Înseamnă un compartiment separat pe pregătirea aceasta post-universitară cu cadre dedicate acestei pregătiri, pentru că, altfel spus, e dificil să realizăm și una și alta din partea unui singur cadru didactic și, bineînțeles, integrarea studentului în tot ceea ce noi realizăm. Ce vă deranjează acum cel mai tare la sistem? Această, să zicem, amplificare a posibilităților care sunt afișate, dar de fapt în interior sunt imposibilități, pentru că odată ce îți propui să ai un număr foarte mare, înseamnă că trebuie să oferi ceva de la activitatea pe care trebuie să o realizeze și competențele pe care trebuie să le aibă în final și până la dotarea pe care ei trebuie să o vadă modernă și evident trebuie să lucreze pe ea. Sigur. Adică ce spuneți că sunt prea mulți studenți? Da, sigur, da. Prea mulți studenți și
Spațiul oferit este mult prea redus, numărul de ore evident a fiecărui cadru didactic mult prea crescut și, desigur, această limitare a posibilităților pe care le are fiecare creează mai departe aceste deficiențe în pregătire.